Senatul a adoptat proiectul de lege care prevede dreptul de ocupare temporară și de trecere pentru utilități publice asupra terenurilor din fondul forestier, inclusiv zone strict protejate pentru lucrări de reabilitare, modernizare și exploatare pe toată durata existenței sistemelor de utilitate publică. Dacă PSD, prin vocea senatorului Șerban Nicolae, a calificat inițiativa ca fiind una revoluționară, care se înscrie în nevoia de a moderniza anumite zone din România pe principiul că nu putem să ținem comunitățile românești în evul mediu, cu fose septice, cu puțuri seci, cu Danje, de dragul unor presupuse protecții de arii naturale, USR a criticat și votat împotriva acestei inițiative. Camera deputaților este decizionară în acest caz. Deputatul Vade Manuel Duruș califică proiectul ca fiind unul care deschide calea abuzurilor sub masca unor interese comunitare. Nimeni nu se opune în a alimenta cu electricitate sau gaz în anumite zone, ci vorbim de a nu distruge fără să pui nimic la loc. Intervenționismul în astfel de zone trebuie să fie compensat cu obligația de a crea în altă parte cadrul natural distrus la scară dublă. Așa se vor căuta în prima fază soluții alternative și nu se va intra în arii protejate cu heirupul doar pentru că e mai la îndemână. Altfel cultivăm conceptul de sat fără câini, este de părere deputatul USR de Maramureș, Vlad Manuel Duruș. Parlamentarul a adus în discuție lipsa de interes și de acțiune a organelor de stat în a lua și până acum măsuri atunci când sunt semnalate abuzuri în arile protejate. Am făcut recent o interpelare Ministerului Mediului legat de ceea ce se întâmplă în area protejată Natura 2000 Igniș, Vârful Negru. Cetățenii mi-au semnalat existența mai multor exploatări ilegale de andezit pentru construcții. Răspunsul Ministerului a fost siderant, arătând prea puțină aplecare. Mi-e greu să-mi explic cum, deși exploatările ilegale există și azi, Ministerul Mediului răspunde în interpelare că ultimele denunțuri au fost făcute prin Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu Maramureș în urmă cu peste șase ani. Printr-o altă adresă trimisă Gărzii de Mediu, la care am primit răspuns în urmă cu două zile, mi se confirmă răspunsul Ministerului și certifică faptul că nu știu ce rezoluții s-au dat pe aceste plângeri. Adică să nu te intereseze ce e cu plângerile tale, mai arată deputatul Duruș.